Salutare, mă băieți, și bine ați venit la o nouă detecție. Suntem în pădure, bineînțeles, așa. De data asta sunt cu mai mulți băieți de la Brașov și din Prahova. Suntem o echipă mare. Până acum nici nu prea am găsit nimic. Suntem de vreo oră și ceva, nimic interesant. Însă am tot schimbat, am mers prin pădure și am ajuns pe un platou. Să sperăm că vom găsi și ceva. Ei, și prima monedă, băieți. Hai să vedem noi ce avem noi aici. Zece bani. Zece bani, dar e Republica Populară Română. Cred că n-am mai găsit asta. Bun, așa. Dă, bă, băieți, încă o monedă, bă. Nu e monedă. Bă, ești nebun? Dar ce, bă, băieți? Ia să vedem. Păi, scă monedă, bă, băieți. Știi ce cred că e? Parte dintr-o decorație. Nu credeți? E așa, cred. Foarte fragile sunt, dar e foarte ușor. Hei, uite un clopoțel frumos. De bronzulică și cu capătul de fier. Frumos! Marf! Ce un inel de porumbel. E lipsit-o. FRC, Federația Română de Columbofil, poate? Poate. Și am mers și am tot mers. Și cam asta e pădurea. Nu prea am găsit mare lucru până acum, dar mai avem de stat un pic, o oră, două, nu știu. Poate găsim acum pe sfârșit. Hai, bă, băieți, și un fel de pandantiv așa, modern cu siguranță, după agățătoare. Și l-a pierdut cineva pe aici, prin pădurea asta. Când l-am scos, mi se părea că e mai, adică aș fi vrut să fie mai vechi, însă, din păcate, asta este. Și un inel de porumbel mai șmecheros așa. Negru, fără înscrisuri. Dar și contrastează frumos cu negru. Ok. L-am găsit la rădăcina asta aici. O să dau roata la pom, poate mai găsesc. Uite încă un inel de porumbel. Mersi, Ștefancică, sănătate, 2017, roșu. Și vă plictisesc cu alt inel de porumbel. Ce dracu scrie pe ăsta? Ro 2009, portocaliu. Groapa aia. Uitați aici un fresh kill de porumbel sau torturică sau ce o fi. În care muște pe aia, de ce proaspăt. Deci suntem într-o pădure în care nu e nimic. Gata, bă, băieți, am ajuns și acasă. Am încheiat detecția asta de deci trei detecții într-una. Prima am filmat ceva,
A doua nu am filmat nimic și acum tocmai m-am întors de-aia la a treia. Tocmai bine că a început să plouă pe aici, la mine. Și voiam să vă arăt... ăsta... clopoțelul, un pic, ca să nu o lungesc foarte tare, clopoțelul un pic curățat așa. Și chestia aia de pus la gât e ceva modern și ieftin. Și cam astea sunt. Este mega fail, dar întotdeauna este, na, există speranță. Până atunci așteptăm să vină ploaia peste noi. Sunt rusalile și stăm în casă. Adică am fost la detecție. Salutare și pe data viitoare!